când ajungi la o lume minunată și vezi că reacția celor din fața ta este de 10 ori mai mult decât orice ai cântat până acolo, spui, Doamne, altceva nu mai pot, mai sus de atât, unde să ajung? Deci mai sus înseamnă să dispar din lumea asta și să plec undeva printre stele. Păi ce poate fi mai simplu decât după atâta fric și ceață, iar se arată soarele, de acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele, pe trotuare alături saltă două fete vesele, său când vine să-mi las baltă toate interesele. Păi nu vezi imagini? Vezi fetele, vezi soarele, vezi cum saltă tinerețea, frumusețea, viața. Asta înseamnă după mine să poți să fii fenomenal. La un moment dat, ca, cum să spun eu, ca și cum ai primi așa o idee de undeva la care chiar nu te gândești, da? Mi-a venit în minte, e o lume minunată în care veți găsi numai copii. Bineînțeles cântată, e o lume minunată în care veți găsi, hei, ce? Numai copii. Oh, zic, oh, e bine. Și până când să ajung acasă, la blocul unde locuiam, e o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Și am luat-o la fugă. Am intrat în casă. Am căutat caseta, dar în timp tot fredonam în cap să nu uit vorbele, să nu uit vorbele. Le-am scris repede, mi-am luat chitara, am descoperit, am găsit cântecelul și hai, zdranga, cu ce aveam și am reușit să fac refrenul. Să nu poți să te plimbi fără să fii observat. Ai fi trist. Da? Mie îmi place. Deci vă place să vai fiți. Vai, îmi place. Vorbesc cu toată lumea, stau la poză ca ursul. Da? O să stați și cu noi imediat. Și care e problema? Da, stau unde mă pune, stau și stau așa la nesfârșit. Da, și cu al meu, și cu al meu, și cu mine, dar vreți? Da, domnule, nu sunt aici. Vedeți că mă grăbesc? Asta e, stau. Soarele se tot rotește, zorile ia. Bună dimineața, oameni, bine v-am găsit. Nu sunt legat de nimic, ceea ce înseamnă bogăție sau bani, că nu există. Nu mă interesează subiectul ăsta. Dacă aș putea să fac bine tuturor din pe jurul meu cu tot dragul, realmente, nu mă interesează nimic, să pot face bine. Și în rest, asta e tot. Dacă văd, știu eu, un animăluț drăguț, mă bucur pentru el. Dacă văd un porumbel, mă bucur că-l văd. Dacă văd o vrăbiuță și iubesc tare mult vrăbile, mă bucur. Dacă văd, să zicem, din când în când blamatele ciori, că vezi, nu știu ce, sunt atât de simpatice ca păsări de nu se poate. Mă bucur, adică când văd că au venit berzele în țară, mă întristează când toamna văd că pleacă. Mă bucură o zi cu soare, mă bucură un cer senin, mă bucură posibilitatea de a vorbi și de a comunica indiferent cu oricine, dar să comunicăm frumos și să ne respectăm. Păi eu zic că mai frumos de atât ce nu poți să-ți dorești și să fii sănătos. Bineînțeles că dacă nu ești sănătos, nimic din ce am povestit până acum nu se poate. Bine v-am găsit. Trebuie să fiu vesel, nu trebuie. Îmi impun să fiu vesel și la urma urmei vreau să fiu vesel. Și da? Un exercițiu merge de la sine apoi. Da. Ce mă reprezintă? Sunt foarte sincer. Nu mint. O ladă cu jucării, cu păpuși rupte și hârtii, cu amintiri de neuitat ce s-au păstrat, s-au păstrat. Dacă nu sunt atârnat de problemele lumești, vreau bani, vreau avere, vreau casă, vreau ultimul tip de mașină sau nu mai știu ce mai vreau, n-ai probleme. Ești limpede, ești luminos. Ce să te chinuiască dacă n-ai dorințele astea stringente? Vreau. Aveți dorințe? De care dorințe? Vreau să fiu sănătos și să pot să fac ce am spus că pot face, da? Să fac muzică, să fac cântece, să scriu texte, să mă întâlnesc cu oameni, să mă întâlnesc cu copii la spectacole. E ceva mai frumos?
am muncit, am vrut, nu m-am lăsat, da, aș fi vrut să schimb ceva, să fiu puțin mai înalt. E, n-a fost să fie și cu asta gata, la un moment dat mi-am dat seama că... Înalt, mi-am dat seama că orice aș face, tot nu se poate mai mult. Asta e, atât o fi plouat, atâta s-a putut. Dar, deci vreau, mi-aș fi vrut să am așa vreo 1,78 m, dar nu a fost să fie. Și după aia, când a început să mai mi se rărească părul, să nu mi se rărească, da? E, s-a întâmplat și asta. Un cer de soare și fericire, tot ce-am visat să împlinim cu adevărat. Dar măcar cât existăm și avem o parte bună în care să spunem, știm ceva, am învățat ceva, de ce să nu facem bine? De ce să nu facem niște lucruri bune care măcar să rămână, știi? Când ajungi la o lume minunată și vezi că reacția celor din fața ta este de 10 ori mai mult decât orice ai cântat până acolo, spui, Doamne, altceva nu mai pot, mai sus de atât, unde să ajung? Deci mai sus înseamnă să dispar din lumea asta și să plec undeva printre stele.